Urmărirea spectaculoasă a traficanților de droguri pe mare și pe uscat în Spania. Aceștia se aflau într-o șalupă rapidă când au fost interceptați de poliția spaniolă din insula Mallorca. Infractorii au oprit embarcațiunea pe o plajă și apoi au luat-o la fugă printr-o localitate în speranța că vor scăpa de agenți. Urmăriți însă și din elicopter, traficanții au fost arestați. Aceștia aveau în barcă 1200 de kilograme de droguri pe care le-au adus din Africa.